Bun găsit la Factor Decizional! Zeci de primari din nordul țării au participat zilele acestea la consultații publice demarate în cadrul procesului de implementare a reformei administrative. Aceștia au vorbit despre amalgamare, adică posibilitatea de a fuziona între ele pentru a putea oferi localităților rurale mai multe șanse la dezvoltare. Cum va avea loc acest lucru, care este rolul guvernului în proces, dar și poziția primarilor, discutăm astăzi cu Vladimir Rusu, șeful Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, reprezentantul guvernului în teritoriu, și Rodion Lungu, primarul satului Șapte Bani, raionul Râșcani. Bună seara, bine ați venit la noi! Bună seara! Bună seara și mulțumim de invitație! Da, mulțumim de invitație, bine v-am găsit! Domnule Rusu, ce s-a schimbat în abordarea guvernului în ceea ce privește strategia de reformă a administrației publice locale în ultima perioadă? Să vorbim că s-a schimbat ceva, indiscutabil că traseul pe care l-a ales guvernul în domeniul reformei administrației publice locale a rămas unul stabil și același de necesitatea stringentă de a reforma. Putem să vorbim de la ultima noastră întâlnire că vorbim despre mai multe etape de implementare a acestei reforme pe segmentul administrației publice locale. Și respectiv, prima etapă a fost consultații publice în vederea aprobării strategiei de reformă administrației publice locale, care conține capitolul și reforma în domeniul administrației publice locale. Și respectiv, acum, în baza reformei, prima etapă este adoptarea legii pe segmentul respectiv. Deci a fost consultat public proiectul de lege cu privire la amalgamarea voluntară. Deci suntem astăzi prezenți la o primă etapă importantă de aplicarea strategiei în domeniul administrației publice. Domnule primar, cum vedeți dumneavoastră, ca reprezentant al administrației publice locale, această inițiativă a guvernului? Din punct de vedere, sau mai bine zis, părerea personală, părerea colegilor este un factor binevenit, fiindcă astăzi se vorbește mult despre amalgamare, se vorbește despre fuzionarea primăriilor, dar totuși batem pasul pe loc. Acum credem că să vedem, cum a spus și domnul Rusu, decizia guvernului este greu de la început și, în primul rând, socot că este greu de atâta că este foarte dificil de lămurit populației despre fuzionarea aceasta binevolă, fiindcă, după cum știți, fiecare cetățean dorește să aibă în sat și primărie, și școală, și spital, dar dacă să ne uităm din punct de vedere economic, financiar, este un factor binevenit și ar trebui, desigur, de implementat. Modalitatea rămâne de văzut. Exact despre procesul de amalgamare era și următoarea mea întrebare. Ori cetățenii de obicei se întreabă ce presupune acest proces? Dacă foarte succint, cum a spus și domnul primar, vorbim despre fuziunea a două unități administrativ-teritoriale de nivelul 1 pentru a forma o unitate administrativ-teritorială mai viabilă, mai mare, din două mai multe localități. Deci, aici aș vrea din start să punctez momentul cheie al acestei reforme și al amalgamării. Și a spus și domn primar că cetățenii doresc ca să fie la ei în localitate, primărie, spital, școli. Eu aș vrea de start să separ aceste două aspecte și nu este absolut nicio legătură dintre existența serviciilor publice locale, vorbim despre școală, grădiniță, infrastructură, spații verzi, prelucrarea gunoiilor și alte servicii publice și existența primăriei. Deci sunt două lucruri absolut diferite și astăzi reforma în domeniul administrației publice este anume pentru a salva satele din ziua de astăzi. Deci noi astăzi ne ciocnim cu problemă colosală, cu dispariția satelor și acest lucru este din motivul că autoritățile publice locale, care sunt mai mici, nu au posibilitatea să presteze aceste servicii localităților. Și ciocnindu-ne cu această problemă deja de zeci de ani, am venit cu soluția de a reforma
în mod considerabil administrația publică locală și ce înseamnă această reformă. Ca să dăm posibilitatea să existe în localitate și grădiniță și școală, pentru aceasta trebuie să unim mai multe localități ca o primărie să fie mai viabilă din punct de vedere economic. Ca primărie să aibă un buget mai mare ca să-și permită să facă 3 școli în fiecare localitate. Deci, după mine, afirmațiile populiste care spun că amalgamarea va duce la dispariția satelor, eu aș spune din contra. Amalgamarea va duce la păstrarea satelor. Și unica șansă ca să putem ca satele să existe este ca acestea să se unească între ele, sau cum folosește termenul legal, să se amalgameze, ca să-și permită să presteze aceste servicii calitative populației. În caz contrar, o primărie de până la 1000 de locuitori nu poate categoric, nici financiar, nici instituțional, să presteze servicii calitative, dar o parte în genere nu poate să le presteze. Deci, văd amalgamarea ca o soluție pentru ca să existe aceste sate mai mici. Unica șansă lor să existe este să se unească cu alte localități ca să-și permită, într-adevăr, să presteze servicii calitative persoanelor. Cetățenii nu înțeleg, lor nu le trebuie primărie, lor le trebuie, cum a spus domnul primar, grădiniță, să aibă școală, să aibă servicii, ca persoane să dorească să rămână în această localitate. Deci, dar aceasta este imposibil cu localități de 900 de persoane. Financiar asta nu are absolut nicio șansă această primărie să presteze aceste servicii. Deci cam asta este succint despre necesitatea și esența amalgamării. Domnule primar, dumneavoastră sunteți cel care activați la firul ierbii. Sunteți în contact direct permanent cu cetățenii. Cum văd cetățenii această reformă și care este viziunea, opinia lor privitor la ea? Știți, eu socot că, adică, cetățeanul de rând mai puțin simte această lipsă de finanță, de specialist, dar cum a menționat și domnul Rusu, într-adevăr, primăriile astăzi, ele vor dispărea de la sine dacă vom activa în formatul dat. Fiindcă, într-adevăr, specialiști nu avem, finanță nu avem. Astăzi este și fuzionare sau binevolă sau prin lege ea trebuiește urgent. Posibilitatea, da, deși am spus că cetățenii vreau, problema e aceea că e greu să le lămurim problema asta de fuzionare a primăriilor. Eu socot că totuși, nu știu, socot că ar trebui printr-o lege sau diferite căi, o cale care de găsit, care într-adevăr difuzionat primăriile, fiindcă, încă o dată repet, cum a menționat domnul Rusu, strog de izbândă nu vedem. În acest sens, guvernul a înaintat către Parlament o lege spre consultare care și presupune nemijlocit realizarea procesului ăsta de amalgamare, dar se vorbește de o amalgamare benevolă. Ce presupune această lege, această inițiativă și cum va schimba ea situația în domeniul administrației publice locale? Vreau să menționez că reforma în domeniul administrației publice locale, mai ales când vorbim despre organizarea administrativă teritorială, este una foarte complicată care implică mulți actori. Și vorbim în primul rând despre problema care ați atenționat-o și dumneavoastră și toți o vorbesc, cetățenii, cum o percep. Deci trebuie ca cetățenii să formeze aceste colectivități locale, ei să înțeleagă care este efectul acestor amalgamări. Trebuie autoritățile publice locale să se implice, să lucreze pe acest segment ca într-adevăr să realizeze această reformă cu succes și indiscutabil și autorități publice centrale și guvernul și parlamentul trebuie foarte mult să stabilească și cadrul legislativ, ceea ce s-a realizat acum cu adoptarea acestei legi.
dar și ulterior urmează deja să fie și metodologia de aplicare acestei legi, deci că nu avem, deci guvernul acum lucrează la compartimentul aprobării metodologiei cu privire la realizarea acestei amalgamări voluntare în baza prevederilor legale. Deci legea este un prim etap, urmează etapa de aprobare de către guvern a metodologiei, dar vreau să spun că toate aceste etape sunt obligatoriu, zicem așa, realizate prin intermediul consultărilor publice. Deci, atât aprobarea strategiei, s-a realizat consultările publice, aprobarea legii, aprobarea strategiei și ulterioarele orice acțiune în acest sens va fi realizată prin intermediul consultărilor publice și aș vrea chiar să menționez că am realizat și un progres ca societate în acest sens, pentru că la aprobarea strategiei foarte puțin care cunoșteau în genere de acest termen, opuneau rezistență automat la acest, pe acest segment. Acum, spre exemplu, deja și cu ajutorul mass media și cu discuții cu primarii și în societate deja se discută, deja sunt foarte multe persoane care analizează acest aspect, sunt primari care analizează acest aspect. Deci, întreg acest proces trebuie să fie realizat obligatoriu cu acordul cetățenilor. Și astăzi suntem la un început de drum încă, deci mai avem foarte mult, doar aprobarea legii și discuțiile care le avem noi cu consultările publice își au efectul lor proporțional cu etapele care le trecem noi. Deci legea este o primă etapă, doar un cadru legislativ este vârful icebergului, deci avem foarte mult până la realizarea acestea, dar a creat deja cadrul normativ necesar pentru realizarea acestei amalgamări. Care sunt cele mai importante aspecte, reglementările acestei legi? Legea stabilește aspecte de principiile de amalgamare, ce înseamnă capacitatea administrativă, ce înseamnă, ce principii de transparență, de eficiență, după ce criterii, numărul populației, geografic poate fi realizată această amalgamare și nemijlocit procedura care se prevede că consiliile locale inițiază la propunerea primarului sau o trimite din consilier. Ulterior, obligatoriu trebuie să fie realizată consultările publice a acestui proiect de amalgamare, ca în final să vorbim despre posibilitatea adoptării decizii de amalgamare de toate unitățile administrative teritoriale cu vot au două treimi de consilieri. Deci toate acestea, indiscutabil, realizate prin intermediul consultărilor publice, inclusiv, cu toate că legea nu prevede expres, dar vorbim despre cadrul general, posibilitatea utilizării chiar și a referendumului. Deci, în cadrul dezbaterilor chiar a fost atenționată necesitatea prevederii expresia referendumului ca formă de consultare publică în proiectul de lege și vedem dacă o să apară acesta ca text de lege. În viziunea dumneavoastră, în ce măsură acest proces, această inițiativă va deveni un instrument eficient în tot ce înseamnă procesul de amalgamare și realizarea lui nemijlocită? Dacă îmi permiteți, legea este imposibil de aplicat dacă nu sunt acte legislative în acest sens, deci așteptăm să apară metodologia aprobată de guvern, dar și asta este insuficient pentru realizarea întregului proces. Deci aici vorbim și despre suportul metodologic pe care trebuie să-l acorde guvernul, ar putea să implice și asociațiile obștești sau societatea civilă în acest sens, ca să acorde un suport metodologic și consultativ tuturor autorităților publice care doresc, pentru că astăzi primarii sunt puși într-o situație destul de, să zicem așa, incomodă, pentru că pe ei întreabă, doriți sau nu doriți să faceți amalgamare? Acest lucru este imposibil de... Nu poți să spui că doresc sau nu doresc. Trebuie făcut un studiu științific foarte clar să stabilești sub aspect geografic, sub aspect al infrastructurii, dacă într-adevăr este sau nu binevenită această amalgamare. De asta și-a mers guvernul și parlamentul pe ideea de amalgamare voluntară ca prima etapă a realizării procesului, ca autoritățile publice să facă cercetări, să facă careva studii de fizabilitate, a infrastructurii, a geografiei
și ca să vină într-adevăr cu, să zicem așa, o decizie chibzuită, consultată cu cetățenii. Deci, în afară de lege, ceea ce este, să zicem așa, foarte puțin pentru realizarea întregii reforme administrative teritoriale, vorbim totuși de o importanță majoră a hotărârii de guvern cu privire la metodologie de aplicare a legii și suportul informațional care o să aibă nevoie autoritățile publice locale. Aici, indiscutabil, trebuie să lucrăm foarte mult. Domnule primar, ați analizat oportunitatea, posibilitatea realizării amalgamării la nivel de localitatea care o administrați? Am analizat. Problema principală, într-adevăr, cum se menționează, că trecem consultări publici și chiar și, adică, eu nu cred că este nevoie să ajungem la un referendum, consultări publici, dar problema principală între și localitățile care vor fuziona, știți, în fiecare localitate populația încă nu conștientizează toate evenimente, nu conștientizează, mai bine zis, scopul. Și dacă o primărie sau alta să fuzioneze, prima întrebare în societate sau populația ridică întrebarea: unde va fi sediul primăriei? Adică asta e mai greu, dar totuși așteptăm legea care va fi primită. A doua parte, primăriile care vor fi mai primile or treci prin această fuzionare, adică vor beneficia de un suport și, cum am înțeles, un suport financiar, diferite facilități. Eu cred că cu timpul populația și primarii vor înțelege acest aspect, vor înțelege efectul acestei fuzionări și sperăm că... Dar asta trebuiește timp. Spuneți, vă rog, aprobarea legii privind amalgamarea presupune doar procesul de amalgamare sau oferirea și anumitor prerogative legale? Ori apare întrebarea, realizăm acest proces de amalgamare, dar va contribui el la dezvoltarea ulterioară a localităților dacă acestea nu dispun de prerogative și legale de a-și majora veniturile, de a obține venituri financiare mai mari? Deci, într-adevăr, întreaga reformă care cuprinde și aprobarea acestei legi s-a pornit de la ideea că nu există o autonomie financiară corespunzătoare serviciilor pe care trebuie să le presteze autoritățile publice locale. Și indiscutabil că este necesar de realiza o descentralizare financiară. Dar cu ce ne-am ciocnit, cu ce se ciocnește guvernul în această procedură de descentralizare financiară, că foarte multe autorități publice locale, din motivul bine cunoscut că sunt prea mici, nu au capacitatea instituțională, nu au specialiști de a utiliza aceste resurse. În acest sens, vorbim despre prima etapă a reformei administrativ-teritoriale, ca să creeze unități administrativ-teritoriale nivelul 1 viabile, care să aibă specialiști în toate segmentele ce țin de competențele sale. Ulterior, 100% că acestea vor fi completate cu alte atribuții, spre exemplu, și cele de la nivel raional și cele de la nivel central. Este logic și normal ca să fie coborâte cât mai aproape de cetățean și acoperite corespunzător cu careva venituri și resurse financiare. Deci, astăzi suntem la etapa că autonomia financiară este destul de, să zicem așa, slabă la nivel local. Indiscutabil că în strategie
include și aspectul de descentralizare financiară, dar aceasta fi realizată doar după ce va fi realizată acea reformă în domeniul fortificării capacității administrative. Una din modalitățile de a fortifica este anume procedura de amalgamare ca să creăm niște autorități publice care să-și permită și specialiști corespunzători. Atunci, indiscutabil, scopul amalgamării nu este ca să unim două, trei localități. Scopul amalgamării este ca să avem posibilitatea să coborâm și atribuții, și resurse financiare, ca decizia să fie luată cât mai aproape de cetățeni. Și acum prevede legea careva stimulente pentru toate autorități publice care vor realiza amalgamarea voluntară în prima etapă cu careva proiecte investiționale în domeniul infrastructurii ca să fie realizată această legătură dintre localități. Deci și careva stimulente financiare pentru achitarea salariilor ca să dă posibilitatea autorităților publice să aibă specialiști plătiți și respectiv mai profesioniști. Dar vă spun, toate acestea trebuie să fie realizate în complex și în final discutăm totuși despre o descentralizare financiară, despre atribuții la nivel local lărgite și cu administrația publică locală, profesioniste care să permită în fiecare localitate să aducă servicii calitative și grădinițe, și școală, și amenajarea teritoriului, și proiecte de infrastructură, proiecte internaționale care sunt de investiții din Uniunea Europeană, pentru că indiscutabil acest proiect este, această strategie este realizată și în contextul parcursului european al Republicii Moldova. Și dacă o să fie în viitor apropiat posibilitatea de accede la fonduri preaderare, aici o să ne ciocnim cu o problemă colosală. Autoritățile publice locale nu o să aibă posibilitatea instituțională de a le absorbi. Și o să fie fonduri, exemplu României au ratat că care aveau pregătire și autorități publice locale erau destul de, zicem așa, aveau capacitate administrativă, ei nu au putut absorbi o mare parte din fonduri, anume din imposibilitatea autorități publice locale. În acest sens, aici vorbim totuși de un complex de măsuri și de realizare anume a acestei reforme administrative teritoriale, ca în final să avem o primărie într-adevăr viabilă din punct de vedere economic, social și cultural. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnul Rusu, dar știți, noi vorbim de populație, dar eu nu sunt crezut că și majoritatea primarilor sunt de acord, adică doresc de a fuziona primăriile. Eu cred că, în primul rând, prin legi ar trebui de schimbat și unele să implice baza materială, adică în ce sens? Vedeți, eu să lămuresc simplu. Fiecare primărie are bugetul său. Fiecare primărie are venituri locale proprii. Dacă primăria dat nu are venituri proprii cât îi primit buget, atunci ei este finanțată centralizat. Vin în fel de transferuri. De exemplu, o primărie are 5 milioane buget și altă primărie are 5 milioane buget. O primărie are venituri de 3 milioane, alta are venituri de 1 milion. Venituri proprii. Venituri proprii, 1 milion. Asta care are 1 milion primește de la stat 4 milioane, asta primește numai 2 milioane, care are 3 milioane proprii. Cui, în cazul de față, spune la care primărie este mai ușor. Sigur, la asta care primește mai multe impozite finanțe centralizate. Fiindcă primăria care are mai multe venituri sunt factori că un an poate să nu le primească. De exemplu, impozitul din salariu. Are agenții economici să iei după anul trecut, dacă în anul precedent nu lucrat sau nu-i salariu, înseamnă că nici impozitul din salariu nu îl îndeplinește primăria. Rămâne un gol, nu-l mai poți completa. Primăria dată, știi că precis eu să vie transferurile
de la guvern. În cazul de față, eu am mai menționat cazul dat. Era fondul rutier. Fondul rutier se împărțea după numărul de populație. Atunci și transferurile trebuie să dea în localitate, dar după numărul populației. Bine, restul ieși, le colectează din teritoriu. Stărâte, ieși impozite, un alt. Și atunci, dacă primăria dată nu are venituri, e singură să vii a să roage la vecin, primește mai să fim împreună. Adică asta este o modalitate, e ieșită de la adică binevol, dar niciodată știm că să primească bani, finanță de la stat și el niciodată pentru și trebuie. Iată, adică sunt mai multe, câteva metode care ele trebuie și fiscul, baza fiscală, aici trebuie să ne mai uităm și la așezările geografice, încă nu s-a stabilit numărul precis de cât populație trebuie să fie. Astăzi noi dacă vorbim de populație de 5.000 sau mai mult de 5.000 o primărie, e tot cam este dificil, e problematic. Părerea mea, undeva 3.000 de locuitori, fiindcă noi astăzi știți că cu toții știm că populația este mult plecată. Adică să ne mai uităm și după starea geografică. De la sat la sat, dacă este 5-10 km, asta este de-a mai mult. Adică sunt mai mulți factori care... Da, aici dacă îmi permiteți, da. Foarte corect, a atenționat domn primar că astăzi legislația adiacentă nu este în favoarea acestei amalgamări. Deci la noi astăzi este legislația ca să compenseze toate cheltuielile sau primăriile care nu pot supraviețuiască să fie compensate pe seama altor primării. Deci asta este legislația la moment și guvernul acum lucrează și pe segmentul respectiv ca să creeze nu doar prin stimulente care le-a atenționat legea, să fortifice acest proces de amalgamare, dar anume și pe aspecte care de incomoditate a existenței localităților mici. Și 100% fi și reforma în domeniul finanțelor care se bazează pe compensări deja nu atât de colosale și nu atât de o echilibrare atât de, drastic cum este acum. Deci o să fie și pe segmentul diferitor fonduri și proiectele care este satul european, va fi iarăși axat, se gândește acum foarte mult iarăși pe numărul populației. Deci, la moment, legislația este una nu atât de favorabilă pentru amalgamare și sunt foarte multe localități mici care stau bine mersi și din punct de vedere legislativ sunt protejate. Ceea ce este bine pentru ei, dar este foarte destructiv pentru localitățile care au perspectivă de a se dezvolta. În acest sens, guvernul pregătește și un mecanism de modificări legislative și pe aspectul ca să permit localităților care dezvoltate să se dezvolte în continuare și cele care au deficiențe să dea din coate să gândească cum să găsească resursuri. Dar indiscutabil acest lucru a fi treptat realizat ca să nu ne aflăm în situație că o localitate este în imposibilitatea astăzi să existe. Deci ca să aibă timp să regândească cum să direcționeze, să se amalgameze sau ce să facă ca să poată să presteze servicii calitative populației. Și, mă scuzați, un aspect. Da. Poate e o întrebare nu chiar tare, cu am în vedere de salarizare, chiar salarizare. Un primar cu 10.000 de locuitori și un primar până la 1.000 de locuitori. Diferența acolo e de 500 de lei, 200-500 de lei. Spuneți-mi, vă rog, primarul cu până la 1.000 de locuitori, cu același salariu, cu același de 10.000 de locuitori, el a să vrei să fuzioneze. Ce așa de bine mersi acolo. Adică sunt mai mulți factori care astăzi, spunem așa, că împiedică sau pun bieță în roate la fuzionarea binevolă sau asta... Voluntară. Voluntară. Cu siguranță guvernul se ia în calcul, presupun aceste aspecte. Sunt curios să discutăm și un alt
o altă latură a acestui proces, ori se discută ultima perioadă foarte mult în procesul ăsta de reorganizare teritorială și despre instrumentul de cooperare descentralizată. Ce presupune el, cum îl vedeți realizat în practică? Deci, aceste două forme de reformă administrației publice locale au ca scop comun problema, soluționarea problemei localităților prea mici și cu, zicem așa, cheltuirea banilor publici nejustificat. Deci ele au același scop ca să unească mai multe localități. Dacă vorbim despre cooperarea intercomunitară, vorbim de asocierea doar pe o anumită problemă, spre exemplu, pe gestionarea deșeurilor, formarea careva întreprinderi municipale, cu aprovizionare cu apă, deci e segmentară. Deci, ceea ce este un lucru iarăși foarte binevenit și eu astăzi nu neapărat spun că amalgamarea este soluția cea mai eficientă. Trebuie de analizat fiecare caz în parte, de văzut și aspectul geografic și cultural al fiecare localități. Și într-adevăr, în multe situații este posibil și ca soluții să existe, că nu este necesar să unești primăriile, poate este necesar să fuzionezi, să faci doar între prinderi municipale, comune sau careva servicii în comun. Deci, ambele aceste proceduri, atât cooperarea intercomunitară, cât și amalgamare, soluționează aceeași problemă, numai că amalgamarea este una mai radicală și soluționează probleme în complex. Cooperarea merge ca o soluție către autorități publice locale pe o problemă concretă care există, ca să dai posibilitatea, într-adevăr, autorități publice locale să presteze un serviciu iarăși calitativ. În final, totuși, vorbim despre un serviciu calitativ. Domnule primar, spuneți dacă ați vedea ca o oportunitate cooperarea descentralizată. Pentru ca administrațiile publice locale să se dezvolte și să ofere servicii mai bune pentru administrațiile, pentru cetățeni. Desigur, cooperarea, cum a spus și domnul Rusu, eu văd cooperarea aprovizionării cu apă, cooperarea stații de epurare, fiindcă o stație de epurare astăzi s-o construiești și ca e să funcționeze, e imposibil ca să fie numai într-o singură localitate. Că este un anumit, sunt unele criterii care trebuie. Adică în aprovizionare cu apă, în canalizare, deșeuri, eu văd aici o cooperare cu perspectivă. De ce ar, ce ar trebui să se întâmple ca să se realizeze această cooperare? Eu cred că ca să realizezi această cooperare, asta nu e numai decât merge vorba despre amalgamarea primăriilor. Acest proces, adică, se practică și mai înainte. Noi avem în raion, s-a cooperat zona din Bălț, îmi pare că Corlătenii, Alunișu, prin evacuarea deșeurilor. Fiindcă primăriile mici este imposibil de a presta servicii calitative cetățenilor în domeniul care a fost menționat mai sus. La final de emisiune, în viziunea dumneavoastră, când finalizăm cu procesul de amalgamare, cu procesul de reorganizare teritorială a administrațiilor publice? Conform strategiei, avem două etape, prima până 2027, respectiv până 2030. Vorbim deja până 2030, inclusiv și reforma pe segmentul atât nivelul 1 cât și nivelul 2. Deci vorbim totuși despre o etapizare, deci întâi fortificarea autorităților publice locale în nivelul 1, acoperirea acestora cu suport financiar, ulterior coborârea de la nivel raional și de la nivel central a diferitor atribuții cu coborârea inclusiv și a resurselor financiare pentru realizarea acestor atribuții. Și respectiv, în final, vorbim deja și despre reorganizarea nivelului 2, care tot este parte a strategiei. Deci, vorbim de orice etapă de aplicare a strategiei va fi realizată cu consultarea cetățenilor.
Deci guvernul a ales, după mine, una din cele mai corecte metode de a realiza această reformă administrativ-teritorială, pentru experiența care a avut-o noi cu județele, raioanele, revenirea înapoi la raioane, a fost una negativă și a fost negativă anume pe considerentul că a fost realizată rapid și fără a consulta cetățenii și fără a explica cetățenilor. Acum guvernul, după cum vedeți, și parlamentul merge cu consultări publice, atât la proiectul strategiei, la lege. Prima etapă de amalgamare este voluntară, ca să avem careva exemple pozitive și ca celelalte primării să poată să vadă aceste exemple pozitive și de ce nu și careva negative, ca să exclud toate erorile. Toate absolut etapele vor fi realizate doar și doar cu consultarea cetățenilor, explicarea tuturor cetățenilor care vor fi beneficiile în urma amalgamării și a tuturor celorlalte aspecte ale reformei administrativ-teritoriale. Domnule primar, eu nu pot spune când va fi finalizată, dar cred că da, este o cale bună care a luat-o guvernul, dar ea, dacă această reformă, dacă va merge pe calea amalgamării, ea se va întinde mai mult. Eu socotc totuși, poate dacă vor fi primării care vor dori să meargă pe prima cale, dar a doua cale ar socotic totuși ar trebui de făcut prin lege, totuși comasarea primăriilor, nu mă spun amalgamarea, fiindcă de-am noi binevolă, dar este prin lege, fiindcă totuși democrație e democrație, consultarea populației este binevenită, dar totuși eu socot că până nu o să fie lege, dacă o să prin lege această comasare a primăriilor și am de administrații publice locale din nivelul 1, domnul Rusu bine a, noi la final de emisiune am vorbit de nivelul 2, fiindcă e o problemă tot destul de dureroasă. Eu cred că prin lege se va termina mai repede. Eu vă mulțumesc pentru participare în cadrul emisiunii, pentru timpul acordat. O seară frumoasă în continuare. Vă mulțumim. Mulțumim la fel. Dragi prieteni, aici emisiunea noastră a luat sfârșit, o seară liniștită să aveți. Urmăriți TV Nord pe rețelele de socializare.